astăzi sub egida Institutului Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău, într-un parteneriat al Universității de Stat din Moldova cu editura Știința, va avea loc o manifestare, obiectivul căruia este prezentarea seriei de cărți Memoriile Basarabiei. Vreau să o felicit în primul rând cu această frumoasă sărbătoare, 24 iunie 1859, Unirea Principatelor Române, ori Mica Unire, cum îi spunem noi, în termen adăcinat în istoriografie. Este o zi care are o conotație deosebită și nu din îndepare, acest eveniment are loc în centrul de informare a României, o sală care a fost renovată. Mi-aș dori mai repede să termine această perioadă a COVID-ului, să ne întâlnim aici, la Universitatea de Stat în Moldova, în România, la diferite manifestații, cu prezență fizică. Onorată asistență, dragi colegi și prieteni, participanți la această manifestare culturală, lansarea primilor volume din nouă colecție a editurii Știința, Memoriile Basarabiei. E simbolic faptul că această manifestare a unit, că pentru organizarea acestei manifestări s-au unit trei instituții, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova și editura Știința. Eu sunt sigur că această nouă colecție a editurii de Știință va contribui în egală măsură ca și colecție de moștenire, colecția pagini despre Basarabia, care a avut o importanță extraordinară în perioada după proclamarea independenței Republicii Moldova, în promovarea valorilor culturale românești în Republica Moldova. Cea care, prin jertfa de ființă, familie, a predat cu demnitate pentru ceea ce înseamnă femeia română.